Bună tuturor, am lângă mine Volkswagen ID.3 și Volkswagen ID.4. După cum știți din alte clipuri ale mele, Volkswagenul ID.3 este al meu, iar ID.4 este mașină de test drive de la importatorul Volkswagen în România, căruia îi și mulțumesc pe această cale pentru sprijinul acordat să realizez acest clip. În acest material video vreau să vă arăt principalele diferențe, dar și principalele asemănări dintre ID.3 și ID.4. După cum bine știți, ID.3 a fost lansat primul, iar apoi ID.4, la aproximativ jumătate de an distanță. Ca să aveți așa un ordin de mărime, ID.3 este echivalentul unui Golf, este puțin mai mare decât un Golf, iar ID.4 este echivalent Tiguan. De fapt, este și el mai mare decât omologul său pe combustie, mai mare decât Tiguan. Ce înseamnă mai mare? Înseamnă că este mai lung, mai lat, dar ceva mai scund, mai plat. Simplu spus, ID.3 este un fel de Golf, iar ID.4 este un fel de Tiguan, dar ambele modele acestea sunt mai mari decât Golf, respectiv Tiguan. Între ID.3 și ID.4 există o diferență de preț de 3561 de euro, cu tot cu TVA, atunci când comparăm două versiuni identice. Așadar, atenție mare pe configurator, pentru că este posibil ca unele versiuni de la un model să nu fie disponibile și atunci ecartul să fie mai mare, dar în spatele acelui ecart de preț, care la un moment dat poate să fie chiar și 10.000 de euro, se ascunde de fapt o diferență de baterie, în primul rând, de capacitatea bateriei, dar și de echipare. Deci, de fapt, în realitate, diferențele dintre ID.3 și ID.4 ca preț sunt undeva la 3500 de euro și spre 4000 și ceva dacă ne uităm la variantele ceva mai scumpe și mai bine echipate, pentru că, în mod evident, ID.4 se poate duce semnificativ mai sus față de ID.3 prin dotările care pot fi puse pe el. Ambele modele au aceeași platformă tehnică la bază, cu tot ce înseamnă asta, adică roți motrice spate, distribuția maselor 50-50 între față și spate și niciuna dintre ele nu are portbagaj în față. Legat de spațiul interior, ambele mașini oferă un spațiu foarte generos, atât pentru șofer, cât și pentru pasagerii din spate. Vorbind în continuare de similitudini, ambele modele au aceeași putere de încărcare în funcție de echipare, cu trepte la 50 de kW, 100 de kW sau 125 de kW. Evident, variantele de bază se pot încărca cu până la 50 de kW putere, cele intermediare cu până la 100 de kW putere, iar variantele de top cu bateria cea mai mare se pot încărca cu până la 125 de kW putere. De asemenea, ambele modele au garanție pentru baterie în limita a 8 ani sau 160.000 de kilometri, care termen se atinge primul. Volkswagen promite că după 8 ani sau 160.000 de kilometri, bateria va mai avea o capacitate minimă de 70%. Dacă valoarea capacității bateriei va fi sub acest nivel, adică va fi, să zicem, 69%, atunci bateria mașinii va fi înlocuită pe garanție. Nu în cele din urmă, puterea motorului poate să fie aceeași, adică 204 cai putere, este și cazul mașinilor de lângă mine, dar desigur sunt diferențe la variantele de start, pentru că ID.3 are 145 de cai putere, iar ID.4 are 148 de cai putere ca putere de pornire, iar ca motorizare de top, ID.4 poate să aibă și un GTX, o versiune GTX cu dual motor, adică motor și pe față și pe spate, cu tracțiune integrală, care are 299 de cai putere. Pentru ID.3 încă nu există așa ceva, dar probabil că va urma în viitor o variantă GTX și pentru ID.3. Ideea este că majoritatea mașinilor pe care le vedeți pe stradă sunt echipate cu acest motor foarte comun de 204 cai putere. Acum, haideți să vorbim și despre diferențe. Ce am observat la ID.4 sub capota din față este faptul că are o bară de rigidizare, care la ID.3 lipsește. O altă diferență majoră ține de sistemul de camere video. ID.3 poate să aibă cel mult o cameră video pentru marș arier, iar variantele de bază vin cu senzor de parcare, în timp ce ID.4, în cea mai scumpă variantă a sa, așa cum este și mașina de aici, poate să aibă un sistem de camere video care asigură o vedere
vedere de jur împrejurul mașinii. Deci un ansamblu de 4 camere video care pot compune o imagine ca din elicopter a mașinii. Așadar, un sistem de camere de parcare foarte bun pe ID.4 și ceva mai de bază pe ID.3. Vorbind de camere, merită notat faptul că la ID.3 camera video de marșarier este ascunsă în spatele siglei, în timp ce la ID.4 este expusă și este așadar mai pretabilă la murdărire, deși cei drept are un sistem de autocurățare. Vedeți acel mic țâmburuș de lângă acea cameră video. Mai sunt niște diferențe legate de opțiunile pentru roți. Ambele modele pornesc de la 18 inci, însă ID.3 se oprește la 20, în timp ce ID.4 poate să aibă inclusiv roți de 21 de inci, exact așa cum are mașina de lângă mine. Mânerele ușilor sunt diferite la cele două modele, la ID.4 fiind ceva mai aerodinamice și mai bine ascunse în caroserie. Și în ceea ce privește haionul pot fi diferențe, în sensul că variantele de top de la ID.4 pot avea acționare electrică pentru portbagaj, în timp ce ID.3 are doar acționare manuală, indiferent de varianta de echipare. Între portbagajele celor două mașini este o diferență de 158 de litri, desigur în favoarea lui ID.4, care este așadar mai mare. În funcție de variantă, portbagajul poate să aibă un separator și pentru ID.3 și pentru ID.4. În cazul mașinilor pe care vi le arăt eu acum, ID.3 nu are acel separator pentru că este o variantă intermediară de echipare, o ediție specială First Plus, în timp ce ID.4 are acel separator pentru portbagaj, fiind o variantă, tot la fel, ediție specială First, ediția specială de lansare, dar în echipare Max. ID.4 poate să aibă și cârlig de remorcare, care poate fi folosit și pentru transportarea bicicletelor, cu acționare electrică. Deci ai un buton în portbagaj, coboară cârligul, după care poți, desigur, să-l repliezi. Pe de altă parte, ID.3 nu poate să aibă un cârlig din acesta în echipare standard cu acționare electrică. Poți cel mult să ai un cârlig care este atașabil manual într-un suport ascuns în spatele numărului de înmatriculare. Atunci când sunt echipate identic, între ID.3 și ID.4 este diferență de aproximativ jumătate de secundă, 0,6 secunde ca să fiu mai exact, în ceea ce privește sprintul până la 100 de km pe oră. Deci nu e o diferență foarte mare, mai ales ținând cont de faptul că există o diferență de masă între cele două mașini de aproximativ 190 de km. Atunci când sunt echipate și configurate identic. O altă diferență majoră între cele două ține de faptul că ID.4 poate să aibă geamuri duble laminate pe față și parbriz cu protecție solară, în timp ce pe ID.3 sunt geamuri simple. Asta înseamnă că ID.4 va fi ceva mai silențios la rulare grație acestor geamuri și teoretic și habitaclul ar trebui să fie ceva mai răcoros. Aceste două modele sunt primele pe care Volkswagen le lansează din familia nouă de mașini electrice construite pe platforma MEB, însă până în 2029 producătorul auto german spune că vor fi lansate cam 75 de mașini electrice. Atenție, 75 de mașini electrice noi până în 2029, deci în mai puțin de 10 ani 75 de noi modele. Și tot până în 2029, Volkswagen estimează că va vinde aproximativ 26 de milioane de mașini electrice din cele pe care le-a lansat deja până în acel moment. Așadar, este o ofensivă în ideea electromobilității foarte agresivă la Volkswagen. Cred că deja în interiorul companiei s-a făcut trecerea mentală la electromobilitate. Desigur că Volkswagen mai vinde mașini termice pentru că asta mai vor încă unii clienți și asta cere piața în principiu, așa că cumva trebuie să mai vândă și așa ceva, dar cred că focusul companiei deja s-a mutat către mașini electrice și timpul va confirma sau va infirma ce spun eu aici. Cam atât din partea mea, sper că acest clip v-a ajutat să înțelegeți mai bine diferențele dintre ID.3 și ID.4 și de asemenea să înțelegeți punctele în care ele sunt comune.